Cât ai Norris la oră? 250. 250? 280. Nu te cred. 300. Niuță între ei doi, dar nu m-am uitat la clip care a câștigat. Mămică, filmează Andrei, nu? Salut retro-uri, eu sunt Andrei și bine am regăsit la un nou episod. De această dată o să testăm mașinile lui Lecturatu și Bercea. Am început să rec, m-am uitat la fața lui Norris, uitați-vă la fața lui Norris. Nu uitați să dați bine acolo pe butonul de like pentru fața lui Norris, că... ok. Astăzi, după cum am spus, o să testăm din nou mașinile unor youtuberi. O să testăm mașinile lui Bercea și lui Lecturatu. Știu că au mai multe mașini, dar eu am testat mult de față mașina Beca. Din câte am văzut eu, e cam cea mai populară la el pe canal. Și mașina lui Bercea. Sper să fie ok mașinile, eu sper că vă plac. Eu testez acum un RS6, pentru că decât asta am putut găsi în Forța. Și Norris are un seria M3, dar seamănă foarte mult cu mașina lui. Deci cred că e mașina lui, deci 2005 chiar... e anul 2005 e a ta? Nu știu cât avea Bercea, dar e ok. Poate să ne uităm și puțin pe partea așa, să vedem cum arată interiorul Norris. La mine interiorul arată cam așa. Se prezintă interiorul, nu știu cât de mult seamănă, dar la mine e varianta sport, știu că el nu avea varianta sport, avea A6 S-Line, dar eu am RS6, bă, seamănă măcar pe, la, pe afară. Hai să dăm drumul Norris, hai să dăm drumul Norris, ne ducem la autostradă și... ok, hai. Eu trebuie să duce Norris cu driftane, este nebun. Am impresia că tu o să te duci mai tare decât mine. Am impresia. Eu, mașina mea este 2003, mi se pare. E un RS3 din 2003. Mamă, dar greu merge cu mașina asta, Norris. Mamă, Norris a dus deja, cred că Norris o să-mi dea mare capac cu mașina lui Bercea. Norris, cred că deja ești la autostradă, nu mai am nimic de zis, guys. Și nu uitați să vă abonați, pentru că mai avem foarte puțin până la 100.000 de abonați. Mai avem deja sub 3.000 de abonați nevoie. Așa că să vă abonați și să participați la giveaway-ul din descriere dacă vreți să câștigați o carcasă de aproape 100 de euro și împreună cu alte chestii gen Eurotrack-ul o să fie peste 100 de euro. Nu-i așa, Norris? Cam nebunie, așa zic. Așa e, cam nebunie, zic. Hai aici la autostradă și hai să o dăm, Norris. Deci cred că o să-mi iau mare bătaie din partea lui Norris. Vreau să spuneți în comentarii care mașină credeți că o să câștige, mașina lui Lecturatu sau mașina lui Bercea. Și după aceea o să facem o cursă și cu niște mașini supercaruri. A fost destul de greu să le găsim și în Forța. În prima dată am intrat în City Car Driving, a fost o întreagă nebunie. Hai să vedem, Norris, o să mă pun și eu așa. Hai să mă pun pe automată ca să nu ziceți după aceea că am schimbat eu prost. Dăm la difficulty și dăm aici pe automată, accept. Iar în momentul de față doar accelerez, ok? Mamă, dacă, sincer, îmi place mai mult cum arată mașina ta, sincer. Nu știu de tine, dar mie îmi place mai mult cum arată mașina ta. Dar, da, mașina asta, din câte am înțeles, e cam legendară acolo pe canalul Lecturatu. Probabil acum are altă mașină, nu știu, am văzut că avea și un A7, ceva de genul. Nu știu, sigur, îmi spuneți în comentarii exact ce mașină are el în momentul de față. Și să-mi spuneți acum, în comentarii, care mașină o să câștige 0-100. Și cât o să facă, nu știu, dar cum facem tu timerul dacă și tu concurezi? Păi nu vrei să mai întâi să vedem cine câștigă și după aceea să facem timerul la fiecare? Mai întâi cine câștigă? Ok, și până unde facem? Da, gata, hai. Așa. Uai, a venit ăsta, ai văzut cum a venit? Nu prea. Hai, ești pregătit? Da, hai. Dă startul. 3, 2, 1 și... O, vezi că plec mai bine decât tine. Stai cu minte, da, te-ai dus. Ba, am plecat mai bine decât el, ești nebun, dar pe top speed. Cât ai Norris la oră? 250. 250? 280. Nu te cred. 300. Și da, Norris nu și-a modificat mașina. Bă, sigur nu ți-ai modificat mașina? Nu. Why the fuck you lying? Hai să încerc să fac eu un 0-100 legit, pentru că știu sigur că mașina mea nu este modificată, okay. Că abia am cumpărat-o. Nu e tunată, Andrei. A ta? A, ba da, e tunată. E tunată? Cred că da, că m-am uitat acum și e tunată. Și nu poți să scoți tuning-ul? Nu știu, decât să cumpăr una nouă. Păi nu pot să cumpăr una nouă, că am încercat eu să cumpăr una nouă și n-a mers. Că nu o găsesc. Ba da, merge. S-ai găsit-o? Da, true, nu mai găsesc. E mașină OG. Norris are o mașină OG în Forța, mașina lui Bercea. Că eu n-am încercat să o cumpăr și nu o găsesc. Am... Ai găsit-o? Nu, n-am găsit-o. Am înțeles, bine. Nu se poate găsi. Am înțeles, e tare, tare. Deci e tunata mea. Thank you. Eu ce scrie aici? NHS, thank you, NHS through COVID-19.
Ăsta face reclamă la sistemul de sănătate din Marea Britanie. What the heck? Așa scrie pe... What the fuck? What? Ok, nu știu ce a fost asta, hai să-i dăm drumul. 3, 2... Ești gata? Da. 3, 2, 1 și... Și... Suta. 473. 473. Hai să mai încercăm o dată. Și de data asta fac cu lep pentru 0200, ok? 1 și... Trebuie să... Nu știu când trebuie să-i dau, dar hai. 100. Hai, bă, stai că-mi greu, cred că. Cât avea? Încă face, încă face. Și 200. Ok, 11. 11, 0, 200? 11 cu 5. 11 cu 5? Cred că 11 cu 18. 18, mă, ce ai? Cred că e 18. Da, 18. Deci 18, deci secunde, 0, 200. 18. 5 cu 18. Da, la tine, mai are rost să mai testăm la tine? Că la tine e cam modification. Ups. Da, eu nu știam că e tunată. I-a dat seapă, Norris, modificările. Da, eu nu știu că e tunată. Viața reală, ce mașină credeți că ar câștiga? Mașina lui Bercea? Nu știu, eu am făcut un clip cu liniuță între ei doi, dar nu m-am uitat la clip de care a câștigat. Mă, mică, filmează de Riro. Arată-mi la partajare cum se okay prezintă mașina ta. Deci cam așa arată mașina lui Bercea la interior. Cam așa cred că se prezintă și în viața reală. Și văd că vreau asta să le apuie cu Norris pe sus. De aici pe contrasens, genule. Pardon. Ia, hai să facem un 0-100 și cu mașina ta, Norris. Chiar dacă nu prea are sens, dar vreau să... Hai să facem așa. La mine a ieșit cât? 5 secunde, așa. Hai să vedem acum. Pauză. Și spuneți acum în comentarii la mașina lui Bercea, știu că este modificată, dar nici nu știu cum ați putea ghici, dar eu aș presupune vreo un 3, cred că 3 secunde cred că faci. 3 okay secunde cred că faci. Hai, 3, zi tu. Da, așa că, bă, dar eu nu înțeleg, asta e contrasens. Da, ești în Marea Britanie aici, Norris. Ok. Hai. Ok, 3, 2, 1 și... Așa. Stop! Stop. 3.56, ai făcut 4 secunde, că am dat cred că și puțin înainte, nu știu sigur. 4 secunde, bă, am fost pe aproape cu 3 secunde, dar am zis că o să facă... Bă, dar stai puțin, a făcut 4 secunde și am făcut doar 5. Adică n-a fost chiar așa mare distanță. Bine, la accelerare a mea a fost mai bună, ai văzut și aduce pe plecare. Dar tu ai top speed-ul foarte mare. La păi, mașină. E ca să faci și tuning-ul. Acum, că am testat mașinile astea și verdictul este că... Care este, nu să zic, care e mașina mai rapidă? Eu cred că a mea e mai rapidă, că a avut plecarea mai rapidă, cred că a mea e în mod normal stock mai rapidă. Nu știu, spuneți în comentarii că eu nu știu care e mai rapidă în mod normal, dacă este Audi-ul sau dacă este BMW-ul. Deci acum o să luăm o mașină supercar, eu o să iau mașina asta și vreau să-mi spuneți în comentarii, știu că vă pun mult să ziceți în comentarii, dar chiar sunt curios dacă ghiciți din ce film este mașina asta. Dacă ghiciți, o să primiți o inimioară. Deci e într-un film foarte... cunoscut. Uitați-vă la mașină cu foarte mare atenție, este dintr-un film foarte cunoscut, cel mai probabil l-ați văzut. Deci sunt destul de sigur că l-ați văzut, poate, adică poate foarte... nu de curând. Foarte da, nu de curând, dar sigur l-ați văzut, deci chiar e mișto mașina. Unde ești, Norris? Hai să facem o liniuță cu mașinile astea. Oh, în spatele tău. În spatele meu, hai vină încoace. Cu ce mașină vii? Corvette-ul? Nu. Nu cu Corvette-ul? Ia să vedem cu ce mașină a venit Norris. Ce e aia, Norris? Mașinuță. Ce? Aaa, Ferrari. Mamă, cred că îmi dă cu jocul în cap cu mașina asta. Cred că o să mă faci, Norise. Okay. 3, 2, 1 și... Am 200, tu cât ai? 300. Doar 300? Abia am cum 300, tu cât ai? 500, 400. 400 acum. Mamă, cum s-a dus, Norris, tată. Hai cam una mai mișto să-ți arăt. Încă una mai bună. Nu mai bună, dar îmi place mie mai mult. Ia zi. Okay. 3, 2, 1 și... Băi, și cu asta mă faci, mă? Hai, dă-mi drept, dă-i. Intrăm în tunel. Hai, bă, nu te cred. Băi! Te iau, te iau, te iau, nu că te iau, te ajung eu. Ajung!
Nu te cred. Dar nu știi să-l controlezi, căruțul. Eu cu volan am reușit. M-am dus. Dar cum reușit să-l controlezi? Nu prea se... Asta e masă, nu prea face bine curbele. Știu, dar... Oh, well, gata, s-a terminat. Am murit? Am murit, by the way? Am murit? N-am murit încă? What? Ah, acum am murit. Gata, a terminat. Cum arată interiorul? E chill, e chill, e chill. Cam am întâmplat cu acest clip, guys. Nu uitați, dați acolo pe butonul de subscribe dacă sunteți noi și dacă mai vreți clipuri de acest gen pe viitor să mai testăm și alte mașini. Să spuneți în comentarii ce mașină a cărui YouTuber vreți să mai testăm în următorul clip, pentru că nu mai am idei. Eu am fost Andrei și pe am v-am salutat. Bye, bye!